Bună ziua, bine v-am regăsit la știri. Este tragedie fără margini în Brașov. Două dintre cele trei fete intoxicate s-au stins în mâinile medicilor care au încercat cu disperare să le salveze viața. Copilele au fost preluate în stare gravă de un elicopter smurt după ce mama lor le-a spălat cu o substanță extrem de periculoasă folosită în cazul lovinelor. Și mama și bunica, din păcate, sunt în stare foarte gravă și pot muri în orice moment, spun medicii. Stăm de vorbă cu primarul acestei comune. Domnule primar, mulțumesc tare mult pentru intervenție. Știu că și dumneavoastră sunteți în stare de șoc. Explicați-ne ce s-a întâmplat acolo de s-a ajuns la o asemenea tragedie. Da, bună ziua. Chiar suntem în stare de șoc. Numita Șomu Bianca, mama celor trei minore, le-a spălat cu substanța tomoxan pe cap, crezând că îndepărtează păduchii. Fetele aveau păduchi în cap și tomoxanul fiind o substanță destul de toxică, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nu știu cine a învățat-o, cine a îndrumat-o să facă chestiile astea. Ne pare foarte rău. Suntem toată comuna, suntem. Ce substanță a folosit mai exact mama? Mă gândesc că poate fi de ajutor pentru alte persoane. Tomoxan e substanța, nu-i cunosc substanța activă, doar știu că cu tomoxanul se spală oile de parazitarea externă a ovinelor. E o substanță foarte periculoasă și foarte tare pentru a se folosi pe oameni. Știți cumva cine a sfătuit-o să facă acest lucru? Nu știu detalii cine a sfătuit-o. Eu, din păcate, nu sunt azi în comună, dar sunt alături de ei cu tot ce pot și o să-i ajutăm și la mormântare și la toate detaliile, dar azi nu sunt în comun. Nu știu cine a sfătuit-o, cred, din surse și am înțeles că și bunica sau străbunica, nepoată, și ea s-a spălat prima dată. Probabil vreun leac bătrânesc, nu știu. Ce ne puteți spune, domnule primar, despre această familie? Este o familie mai nevoiașă, o familie cât de cât panică, care și-a văzut de treabă. Au patru copii, aveau patru copii, din păcate. Nu știu, e o durere foarte, foarte, foarte gravă. Absolut înfiorător. Mulțumesc mult, domnule primar. Foarte important să vedem, așadar, ce înseamnă această substanță și să ne asigurăm că nimeni nu va mai folosi. Medicul Tudor Ciuhodaru, în direct cu noi. Domnule Ciuhodaru, este absolut șocant această veste. Două dintre cele trei fete ale familiei s-au stins din viață. A treia este în continuare în stare foarte gravă. Ce înseamnă această substanță tomosan folosită pentru ovine, folosită în cazul oamenilor și mai ales a copiilor? Sunt intoxicații extrem de severe cu piretroid și, evident, efectele toxice depind de calea de administrare, de doze, de timpul de contact și timpul de intervenție. Din păcate, utilizarea lor fără discernământ și cu alte indicații decât cu alte utilizare în alte situații decât cele făcute în mod normal, duce la astfel de cazuri letale și încă o dată insist pe faptul că orice fel de toxic în gospodărie trebuie ținut în separat și niciun caz să nu fie accesibil copilului. Nu știu cine a mers pe astfel de idee să le folosească pentru oameni. Sunt extrem de grave, sunt combinate cu convulsii, hiperactivitate, salivație abundentă și de multe ori este nevoie de intubație orotracheală, suport volemic, depurarea toxicului, iar dacă nu se intervine în timp util, din păcate aceste cazuri pot fi letale. Și din păcate nu este primul caz care îl semnalați la copii, iar în contextul în care nu există educație pentru sănătate, nu sunt difuzate toate aceste norme de protecție, am constatat de fiecare dată că sunt tot mai multe astfel de cazuri. În plus, intervenția trebuie să fie extrem de rapidă, doar așa cred șansele de supraviețuire și orice secundă în ceea ce înseamnă măsuri de depurare a toxicului poate fi letală. Am avut de-a lungul timpului multe astfel de cazuri și din păcate nu se înțelege că problema toxicologiei e problema acestor substanțe toxice comercializate și utilizate acolo unde nu trebuie. Rămâne o problemă de sănătate publică și constatăm că sunt foarte multe vieți pierdute, pe de o parte datorită inconștienței, lipsei de educație și uitați-vă și de asta, lipsa educației pentru sănătate poate fi letală. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Vă reamintesc că la spital în continuare mai este una dintre fete, cea în vârstă de 9 ani, mama și bunica acestora. Așteptăm vești bune de la medici. Din păcate, două fete de 7 și 8 ani s-au stins din viață în urmă cu mai puțin de o oră. Medicii de la Târgu Mureș, acolo unde au fost duse cu un elicopter, au încercat să le salveze viața. Fetițele n-au răspuns manevrelor de resuscitare.